Ce ziceai? Nu știu, o să vină el. Oricum, mai bine-i duc dorul decât ți-i duc grijă. Ar face bine să se grăbească. O să ajungă chiar nouă asta de resulul din. Serios? Nu vezi că vede mai multă lume de când a plecat? Uite, vorbim de lume. Ei, bună seara, bună seara, da. Surpriză. Și n-ai venit singură. Nu, dați-mi voie să mă prezint. Eu sunt Ivan și mă bucur să vă cunosc. Ana, proprietara cazinoului. Detalii. Mă încântă o prezență ca dumneavoastră aici. Sunteți foarte politicoasă. Jucați poker? Ca întotdeauna. Nu știu, numai bine. Bem ceva? Să și bem, draga mea, dar e politicos să refuzăm pe domnul. Bine atunci. Joc și eu. Vă rog frumos, dacă aveți idei, eu fac integrale din 8 litri cu F. Columbeanul cu ciment a ajuns la... Să mai știți bine paharele, au amprente pe ele. Nici să torni din pahare, nu știi, nu vezi că torni pe lângă. Aștia-s probleme, stai liniște, băiete, hai mai bine să jucăm. Ce păreți? Cercei, din aur, safire. Eu ce să pun? Pune brățara. Dar e moștenire de familie, nu pot să... Nu contează, pune-o. Bine, atunci, ce pun? Eu pun butonii. Butonii? Butoni. Nu-i cam puțin? Nu-i puțin. Butonii ăștia au fost al lui Duma. Duma? Duma? Alexandru Duma. Oh, mon Dieu, Ivan. Alexandru e Pușkin al tău. Al meu e Alexandru Duma. Nu ți-ai cunoscut numele, dragă? Ba da, normal că știu, doar așa tenismen odată se naște. Mm. Lăsați? Nimic, nici eu. Deci puteam să întoarcem cărțile. Mhm. Nu vă supărați. Dumneavoastră jucați solitier? Pardon, eram îngândurată, nu mă băgați în seama. Îngândurată, neîngândurată, ați gândit bine. De data asta ați câștigat. Da, se vede. Ca întotdeauna. Nu știința, ci norocul contează. Sănătatea, Marie. Dragostea și familia contează, căci dacă tot vine vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Eu nu găsesc bucuria într-un joc de-al vostru de poker. Serios? La ce sunt de folos toți banii ăștia? Hai, mai jucăm? Eu pun înțișorul. Ați prins curaj. Jucăm, da, de data asta să fie cum vreau eu. Până oarbă, cu cărțile pe față. Eu pun inelul atunci. Eu pun basca. Basca? Basca. Aule. Iar ți se pare puțin? Normal că e puțin. Dacă ești... Basca asta a fost a lui Che Guevara. Basca asta mi-a oferit o fidă acum vreo câțiva ani. Mare actor. Chiar ai câștigat. Ce pot spune? Mereu mi-a surâs norocul. Și știți care e secretul? Ia zi. Nepăsarea. Când ții de bani, Marie, să știi că te trag în jos. Dar lasă. Cel al tău sunt sigură că e pus deoparte. Revenind, nu degeaba m-am căsătorit cu un parior. Totuși, el mereu pierdea. Eu nu mi-aș permite așa ceva. Chiar așa? Ia unde? Prin capitală, plecat cu afaceri. Afaceri, afaceri și normal că tot eu trebuie să am grijă de ele. Pare om serios. Cred că mi-ar fi plăcut să-l cunosc. După cum e obiceiul, probabil nu o să se întoarcă prea curând. Ma parle plus poker. Să mai jucăm o dată. Jucăm. Eu pun verigheta. Eu pun mașină. Eu de data asta pun un leu. Ăsta, al cui a mai fost am Nicolae Iorga sau... Și ce valoare ar fi avut? Leu ăsta e de la Hackman. Cum să nu pusez? Un ceas, tot ce mai am depus. Cum ar spune englezul, de data asta sunt all in. Bine atunci, eu pun și cealaltă mașină. Dacă tot e ziua norocului meu, așa să fie. Eu pun cazinoul. Pariez ce nu-i al tău? Nici tu nu cred că ai făcut bătături pentru mașinile alea. De parcă ar ști tu.
În fine, contează cu ce pleci acasă, draga mea. Asta v-am să zic și eu. Full house. Careu de aș, dragilor. Faceți cunoștințe cu noua proprie... Stai jos, nu te-am bala. Quinta Royale. Ți-am zis să faci cărțile alea. Ți-am dat atât scris? Bani bani. Doamne, nici măcar atât nu ești în stare să faci. Vezi acum cu ce mai pleci acasă. Pardon, mademoiselle. Meseră. Bunsă. Vezi tu ce pățești acasă, draga mea. Bună seara, Mihnea, patronul. Ivan, tocmai ce vorbeam despre dumneavoastră. Încântat. Serios, înseamnă că am învățat-o bine pe soțioară. Ce jucați aici? Că arată interesant. Aleați cumva cheile mele, cheile mele de la cazinou? Ale cazinoului sunt, ale tale au fost colegul. Ce zici tu acolo, mă? Cui-ți permiți, zici tu? Ce zici asta, mă? Tu ai jucat cumva... Ai jucat cumva cazinou la poker? Uite, Sobana, scuze-mă. Deci nu se poate două zile plec de acasă și tu pierzi cazinoul la poker, ne bagi în faliment? Faliment, de când au cuvântul ăsta, mulțumesc, pasiva, mă, frat, faliment! Ne-am poate să facem. Recuperăm, ce să facem? De unde recuperăm? Bă, Iva! Materialismul ăsta, domnule. Bani nu sunt! Hai, intră! Și vreau să le mulțumesc colegilor mei de scenă, Mihai Vodă, Sergiu Tiron, Miruna Grosu și Mihnea Flutur. Teatru. Vom continua cu un moment inspirat din vibe-ul american. Să o primim cu aplauze pe Carla Pânzariu cu momentul lui de street dance! Okay, girls.
let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you.